Asta vreau să vă arăt. Știi că dacă e sâmbătă, am scos să caut o știre bună. Și-a venit. Și de ce a venit? Pentru că am prieteni foarte faini. Îl am și pe Ciobi de la Sele Transilvania, îl am și pe Emanuel. Eu știu că de Emanuel o să zică unii, ăla care zice de spitale, deci... Păi dar ce vrei să facă tată dacă e în Comisia de Sănătate? Vrei să-ți vorbească despre fizică cuantică? Asta mi-a zis un domn profesor. Care îi lua apărarea și lui, dar și mie. Că unii zic, da, că ești prieten cu nebunul ăla. Vă, doi nebuni sunteți care te vorbiți. Păi dacă nu vorbim noi, mânc cu sufletul, o să se așterne o tăcere. Nu vorbim noi, nu vorbim alții, nu vorbesc alții. Și tot așa, ca înainte de 89, când toată lumea tăcea și zicea, Doamne, dă să lase Ceaușescu pe fiul său, că măcar ăla-i bețiv și curvar și ne înțelege pe toți. Așa ziceau proștii pe timpul lui Ceaușescu. Mulți. Sună urât, dar vrei să mint frumos? Nu. Hai să-ți dau știrea bună. Uite, vezi, asta e un fel de spital de campanie, un cord de campanie donat de prietenii mei unui spital. Și le mulțumesc și eu. Că Doamne ferește să ajungem careva să batem la ușile spitalului strigând primiți cu COVID-ul. Ceea ce face aici Sere Transilvania este un mulțumesc din partea noastră. Pe lângă acest mulțumesc, noi am mai pus ceva. Am pus acest cord sanitar produs de către Sere Transilvania și donat către Clinica Medicală 3 din Cluj-Napoca. Încercăm pe lângă cuvinte, pe lângă recunoștința pe care le oferim verbal cadrelor medicale care își riscă viața pentru noi, încercăm să aducem și noi ceva, să dăm un plus acelui mulțumesc. Aceasta este donația noastră către Centrul Medical și sperăm ca multe alte firme să ne urmeze exemplu. Ideea e să pui umărul și să provoci o schimbare. Asta e poate porni de la curățat șanțul din jurul casei tale până la Constituție, până la respectarea legii, până la orice. Asta e paradigma. Doar oamenii lipsesc din ecuația asta. Salutare tuturor, suntem după 15 mai. Lumea zice că virusul a dispărut, unii mă rog, zice că 2 din 3 români n-ar crede că există cu adevărat acest virus. Eu sper că nu e adevărat. Am fost astăzi împreună cu Ciobi de la SR Transilvania să montăm un cort într-un loc unde un manager a vrut să se întâmple asta. Știți care e rolul meu? E foarte simplu. Să vă arăt manageri corupți, manageri care sunt puși de partii de acolo și care nu-și fac treaba și să vin cu idei. Asta a fost ideea mea, unde am văzut că există o nevoie. Am venit cu idee și cu un om cu suflet mare, cum este Ciobi, și am pus-o în operă. Asta e treaba mea. E atât de greu să înțelegeți. Cred că e simplu. Sunt deputat și vicepreședinte în Comisia de Sănătate și scopul meu este unul simplu. Trebuie să am grijă de voi, de sănătatea voastră și în contextul dat trebuie să aveți grijă unii de alții. Vă doresc sănătate și încă o dată mulțumesc oamenilor sufletiști de la Vă Ajutăm din Cluj, de la alte fundații, organizații care au sprijinit sistemul sanitar atât de mult în aceste zile și o fac în continuare. Și să mulțumesc medicilor, personalului medical, de la infirmiera, da, care ne șterge la fund până la brancardieri, tehnicieni, oameni de la laborator, toți cei care au muncit în primă linie în aceste zile. Cinste vouă și vă mulțumim din suflet pentru tot. O zi minunată! Dacă statul român ar face pentru România cât face mediul privat pentru România, țara asta ar fi o bijuterie.